Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi este 1 septembrie, prin urmare, inevitabil vom discuta despre sistemul educațional, despre școli, licee, universități. Problemele acestor instituții sunt bine cunoscute pentru toți cei care au interacționat cu sistemul educațional. Avem probleme tehnice care sunt legate de o infrastructură depășită, deseori subfinanțare. Avem probleme politice care țin de implicarea autorităților și care deseori strânește tot felul de reacții, rezistențe. Aici m-aș referi la reforma universitară bazată pe optimizare, inițiată nu de mult în această vară de către autorități. Dar aș pomeni și problema susținerii examenului de bacalaureat. Există și problema salariilor profesorilor, pentru a vedea cum se descurcă guvernarea, autoritățile și rezolvă toate aceste probleme de ordin politic și tehnic. Am invitat în acest studio pe Corneliu Popovici, ex-ministru al educației, și pe Andrei Păvăloi, șef adjunct al Direcției Educației, Tineret și Sport al municipiului Chișinău. Domnilor, bună seara! Bună seara! Aș vrea să încep discuția noastră de astăzi cu o problemă pe care am anunțat-o politică, dar ea este totuși mai curând tehnică, e vorba de salariile profesorilor. În tot cazul, această problemă a fost enunțată în ultimul timp destul de frecvent. Cunoaștem că ultima majorare a avut loc în 2018, salariul unui profesor la școală este de aproximativ 5.000 de lei. Este o sumă mică. Cum, domnul Popovici, credeți, este, poate fi depășită această problemă? Este cu adevărat o problemă care blochează sistemul educațional, care îi creează mari probleme? Da, cu siguranță este una din problemele cheie din sistem. La etapa actuală, dacă ne facem referință la cifrele oficiale a Biroului Național de Statistică, atunci constatăm că salariul în domeniul învățământului constituie în jur de 80% din salariul mediu pe economie. Cu așa salariu, da, dar și aceste 80% din salariul mediu pe economie nu îl primește toți profesorii. Salarii sunt salarii mult mai mici. De aceea, nu întâmplător, la mai multe întâlniri care le-am avut, unii profesori spuneau că acest sau sistemul de salarizare existent este una din cauzele de bază de plecare din sistem. Și una din cauzele principale a nedorinței tinerilor profesori, absolvenților facultăților de științe pedagogice să meargă în școală. Cu siguranță este o problemă care trebuie să fie soluționată, deoarece eu sunt ferm convins că un sistem educațional poate să funcționeze bine, dacă ne referim la capitolul salarizare, doar cu un salariu mai mult ca decent a profesorilor. Pentru că profesorii nu au alte surse de venit în afară de salariu. Plus la asta, ei trebuie să aibă bani pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru a citi o carte și așa mai departe. Domnul Păvăloi, bun, ați vorbit și dumneavoastră din nenumărate ori despre problema în cauză. Să-ți rog, care este situația la Chișinău? Spuneam la începutul emisiunii, înainte de emisie, că exista cândva acel adaos pe care primăria îl oferea pedagogilor și situația era întotdeauna, am fost la Chișinău, cumva mai bună decât în restul țării. Acum, care este situația? Se plâng profesorii la Chișinău? Situația este una destul de dificilă în municipiul Chișinău referitor la cadre. Dacă ar fi să luăm cifrele din anul trecut, din anul trecut de studii, solicitarea pentru Ministerul Educației a fost de peste 450 de tineri specialiști în cadrul sistemului educațional municipal. Cu toate acestea au fost direcționați aproximativ 200 de tineri specialiști care până la urmă au rămas 110. Ori în acest an deja de studii intrăm iarăși cu un deficit de aproximativ 400 de persoane sau 400 de specialiști în domeniul educațional municipal, vorbesc aici de cadre didactice. Urmează acum la început de septembrie să facem totalurile referitor la angajarea tinerilor specialiști în instituțiile noastre și deja o să avem niște cifre mult mai concrete, dar
cel mai probabil o să avem aceeași situație ca și anul trecut, ori aproximativ 25-30% din solicitări vor fi acoperite. Situația este... Deci din acești 400, aproximativ 100 o să aproximativ 100 de persoane vor fi sau vor depune cerere de angajare în instituțiile educaționale municipale. De cele mai multe ori, directorii instituțiilor de învățământ încearcă să se descurce oferind o normă sau o sarcină didactică mai mare cadrelor didactice. O cu totul o altă problemă mult mai gravă este în ceea ce privește personal auxiliar, acolo unde salariile sunt foarte mici, nu depășesc 3.000 de lei, pornindu-se de la 1.800 de lei, iar dacă în rândul cadrelor didactice avem cele 25-30% care totuși vin anual în sistemul educațional, atunci în ceea ce privește personal auxiliar, odată cu plecarea unei persoane din sistem, ea nu este înlocuită cu altcineva. Și aici riscăm, într-un timp foarte scurt, să rămânem descoperiți în blocurile alimentare, în spălătoriile din instituțiile de educație timpurie. Primăria municipiului Chișinău a încercat anul trecut, la final de an, să ofere un salariu de funcție ca și primă anuală pentru această categorie de angajați, dar oricum este puțin. Comparativ cu Republica Moldova sau cu țara, noi, cei din Chișinău, totuși oferim un suport cadrelor tinere. Și aici vorbesc despre dublarea acelei 1.000 de lei care se dădea lunar pentru tinerii angajați în sistemul educațional pentru gazdă. Începând cu acest an de studii, se oferă deja 2.000 de lei pentru achitarea gazdei. Oricum este puțin, dar este un suport ce poate face primăria pentru această categorie de angajați. Și primăria nu poate oferi adaosuri profesorilor din cauza că legea deocamdată interzice așa. Din păcate, legea 270 nu permite autorității publice locale să ofere alte subvenții bănește angajaților, cu toate că disponibilitatea primăriei este cel puțin de a dubla salarizarea cadrelor auxiliare pentru început, ca să nu avem plecări și să încercăm cât de cât să atragem altă lume în sistem. Am înțeles. Și dar și în sistemul preșcolar tot există problema. Aici este problema. Deci înțeleg că în sistemul preșcolar educație timpurie e chiar mai gravă problema sau? Da, cea mai gravă problemă acolo este totuși cu personalul care ajută, vorbim despre ajutori de educatori. Deși și educatori avem destul de mare necesitate. La nivel de Chișinău, domn director a menționat că sunt aceste 20% din persoane care vin și se angajează tineri specialiști. La nivel de țară, situația e mult mai gravă. Da, 2.000. La noi, da, după unele statistici, în general, pe Republica Moldova, doar 10% din cei care sunt delegați la lucru după încheierea studiilor la universitate, merg în școli. Și încă un procent încă mai mic rămâne după primul an de activitate. Dar sunt raioane unde n-a venit niciun absolvent de la facultate, chiar dacă s-a solicitat acest lucru. Plus la asta se mai întâlnește un fenomen încă mai destul de așa delicat. Sunt tineri specialiști care după un an de activitate sunt dispuși să restituie acea indemnizație care o primește timp de 3 ani de zile 120.000 numai cu așa să spunem în speranța să scăpe de sistem. Ei pleacă din sistem și pleacă în genere de Republică. Deci am avut asemenea situație, da? Avem multe astfel de situații. Și asta e o problemă gravă. Și asta e o problemă ceea ce ați menționat dumneavoastră care ține de politica în genere în domeniul educațional. Politică care trebuie să aibă ca scop consolidarea statutului profesorului, cadrului didactic în Republica Moldova, crearea, să spunem așa, atractivității față de această activitate. Totuși, avem situația pe care o avem, am impresia că totuși sunt folosite diverse mijloace pentru cumva a atenua gravitatea acestei crize. Iată, vorbim de un număr mare de profesori lipsă pe țară și în Chișinău. Totuși,
în același timp există cumulul, există ore de meditație. Domnul Popovici a spus că primesc bani doar din salarii. Există, bun, cunoaștem și sisteme semiformale, informale, formale, fondurile părintești, care cumva, asta mă refer în primul rând la Chișinău, ajută probabil profesorii să nu trăiască doar din acest salariu. În ce măsură, domnul Popovici, aceste surse alternative de finanțare ajută cu adevărat profesorii? Conform codului educației, dar și ordinele emise de către Direcția Generală, salarizarea cadrului didactic din fondurile asociațiilor, dar vreau să menționez aici asociațiile legal înregistrate. Dar sunt și, știm că sunt și alte. Noi am făcut o inventariere în acest sens și am dat termen în anul trecut de studii ca să intre în legalitate toate asociațiile care funcționează în instituțiile de învățământ, iar am făcut acest lucru și public, lista instituțiilor și asociațiilor din cadrul instituțiilor care funcționează legal și am îndemnat părinții acolo unde nu există o asociație înregistrată legal să nu achite absolut nimic, iar acolo unde este legal, înregistrată, funcționează, o pot face doar binevol. Referitor la careva achitări drept finanțare pentru sau salarizare pentru cadrele didactice, acest lucru este interzis conform codului educației, respectiv careva lucrări sau procurări de bunuri pot fi făcute din cadrul bugetelor asociațiilor părintești în scopuri educative, în scopuri de dotare, etc. Dar nici de cum pentru a achita careva beneficii de salarii pentru cadrele didactice sau pentru personalul angajat în instituția de învățământ. Din asociația părintească pot fi achitate careva instruiri pentru cadrele didactice, deplasări, etc., dar nu nimic mai mult. Da, da. Înțeleg situația cu asociațiile părintești, dar și problema cumulului. Există ea și la nivel național și la nivelul Chișinăului, în sensul că dascălii, pentru a avea un salariu mai mare, un salariu decent, nu atât mai mare, sunt nevoiți să lucreze mai mult. Este adevărat sau... Cu siguranță este adevărat și nu doar pentru salariu, dar pentru și a acoperi acea necesitate de cadre care este lipsă la moment. Fără cumul, practic, nu ne-am fi descurcat cu numărul de cadre didactice pe care le avem în sistem. Și cea mai gravă situație se atestă la obiecte precum matematică, informatică, mai ales la informatică, unde acele cadre didactice pot merge la, în zona privată cu salarii de 2-3 ori mai mari decât în instituțiile de învățământ și ne părăsesc. Am înțeles. Și responsabilitatea nu este aceea care are în școală, pentru că în școală, vrei sau nu vrei, trebuie să fii alături de copii. De fiecare copil în parte să-i acorzi atenție, pe când în privat, în o firmă, într-un SRL care se ocupă cu producerea unor chestii în domeniul tehnologiilor informaționale, responsabilitatea nu este ce. Deci, încă o dată, repet, salariul trebuie să fie a profesorului, trebuie să fie mai mult ca decent. Și nici de cum, doar 80% din salariul mediu pe economie. Am înțeles. Bun, aș vrea să întreb, dar pe scurt, și despre problema profesorilor pensionați, pentru că și asta este o, cumva, o chestiune care se discută în societate. Există o lipsă de cadre didactice și de multe ori oamenii în vârstă sunt invitați să revină la lucru pentru a compensa această lipsă. Domnul Popovici, ați fost ministru, cât de serioasă este această problemă la nivel național? Situația a fost serioasă, acum a devenit aproape catastrofală. Noi ne aflăm practic într-o, să spunem așa, în pragul unei situații de colaps a sistemului, deoarece deja peste 40% din cadrele didactice din sistemul nostru educațional preuniversitar au o vârstă mai mare de 50 și respectiv mai mare de 60 de ani. Procentajul tinerilor specialiști, adică celor care au până la 30 de ani, scade din an în an. Dacă nu mă înșel, anul ăsta constituie undeva în jur de 8% din tot sistemul. Îți spun că la Chișinău e un pic mai bine. Sau... Un pic mai bine. Dacă, respectiv, noi avem un sistem îmbătrânit,
Asta nici de cum nu este un careva atac la adresa persoanelor în vârstă, care reprezintă fondul de aur al educației noastre, dar aceste persoane care sunt pensionari, care sunt la vârsta apropiată de pensie, ei au dreptul oricând să plece din sistem. Și dacă pleacă acești oameni din sistem, în condițiile actuale, sistemul educațional din Republica noastră intră într-o catastrofă, într-o situație de colaps. De aceea, încă o dată repet, aici trebuie să fie o politică foarte clară în domeniul pregătirii cadrelor pedagogice. În perioada mandatului meu, scurtă perioada mandatului, noi am elaborat, secretarul de stat responsabil pe domeniul respectiv, a elaborat o concepție referitor la, să spunem așa, sporirea atractivității profesiei de pedagog. Cu părere de rău, această concepție nu a fost realizată până la moment. Am înțeles. O altă problemă, dar aș pune un semnal totuși pozitiv care există, acum cel puțin eu l-am remarcat, este creșterea numărului de elevi. Eu nu dispun de statistică pe acest an, dar anul trecut a existat o creștere față de anii precedenți și am înțeles că și la Chișinău cu vreo față de anul 2018-2019 cu vreo 10.000 de elevi aveți mai mulți, la 95.000. Iată, această creștere a numărului de elevi, ea este un semnal pozitiv, deși am impresia că uneori creează și probleme din cauza spațiilor, dar de obicei noi spunem în felul următor, că atunci când scad numărul de, face optimizări, face reduceri, atunci când crește, din contra... Atunci când a început să scadă, mulți au închis școlile. Au închis școlile negândindu-se ce o să urmeze peste un an, doi, trei. Și deja au trecut 8 ani de zile și noi constatăm că pasul la care s-a mers, pasul am în vedere acțiunea care s-a făcut începând din anul 2012, 2013, 2014, a dus la grave probleme pentru sistemul educațional de Republica Moldova. Dar eu cred că la subiectul o să mai revenim, o să-i permitem domnului. Da, domnul, că știu că și la voi este, la Chișinău, creșterea... Exact, în ultimii 5 ani, creșterea numărului de elevi înmatriculați în instituțiile municipale a crescut aproximativ cu 3.000-3.500 de copii anual. Într-adevăr, în anul trecut de studii am avut aproximativ 96.000 de elevi. Ne așteptăm în acest an că o să trecem de 100.000. Asta este o veste bună, sigur. Într-adevăr, este o veste bună. Încercăm să monitorizăm și situația de unde vin acești copii. Este o creștere naturală sau este vorba despre migrația internă? Ele, practic, se... Există și una și alta, se combină exact. În acest sens, noi suntem gata, noi suntem bucuroși de faptul că numărul copiilor în instituții este în creștere. Ne-am făcut o agendă pentru următorii 3-5 ani pentru a soluționa problema locurilor în instituțiile secundare. În acest sens, iată, astăzi am deschis un bloc nou pentru instituția ProSucces. Urmează și alte instituții care vor fi reabilitate. Le se va da a doua viață. Și am toată încrederea că vom reuși să facem față fluxului mai mare de elevi pe care avem în instituții. Da. Poate că Chișinău totuși are un statut specific, pentru că mulți copii la studii vin din raioanele adiacente, și din suburbii, dar și din raioanele adiacente, pentru că eu, de exemplu, am avut o situație când am mers în vizită la Strășeni, am constatat că foarte mulți copii din satele din raionul Strășeni veneau la Strășeni, iar cei din Strășeni veneau la Chișinău. De ce? Pentru că părinții lucrează la Chișinău și lor e mai ușor să meargă cu părinții dimineața la școală și să întoarcă înapoi acasă. Cât privește în general pe Republică, da, numărul a crescut, numărul crește de copii și asta e un semnal foarte bun și de Doamne să crească în continuare, pentru că noi avem problema de bază a Moldovei, este problema demografică. Și bravo Chișinăului, care a reușit să reabiliteze această școală care a fost deschisă astăzi. Și eu mă bucur foarte mult că școala de la Botanică, gimnaziu numărul 6, care a fost supus unui atac Raider în perioada anterioară și noi în anul 2019, în primăvara 2019, am bătut alarma la președinție. Mă bucur că acest gimnaziu, practic, va fi în scurt timp redeschis. De reparație, da. Și acolo, dacă nu mă înșel, în jur de 2000 de locuri de... 1500 de... Domn Bucoș, dar la nivel național, bun, la Chișinău, situația întotdeauna e ceva mai bună.
Sistemul a fost cumva supus unui proces de optimizare. Acum vedem un flux invers de creștere. Bun, el nu este fulminant, dar este cumva notabil acest flux de creștere a numărului de elevi. Nu va apărea situația când va fi nevoie de redeschis aceste școli în anumite localități? Sigur că da. Deja au fost astfel de precedente. Au fost precedente în unele localități, de exemplu, de raionul Soroca. Când a fost reconstruită școala, școala a fost bine amenajată, reparații de câteva milioane de lei, la moment dat s-a micșorat numărul de studenți și a intrat în vigoare prevederea acestei hotărâri de guvern privind finanțarea școlilor în bază per elev. Școala a fost închisă, pentru că nu erau 99 de copii, erau 89 de copii. Și acești 89 de copii au fost trimis la Soroca. Peste 2 ani de zile, în sat au apărut 10 copii în plus. Școala blocată. Și școala trebuia să o redeschidă. Și știți ce s-a întâmplat? Părinții n-au vrut să redeschidă școala. Părinții au spus că noi nu ne mai jucăm în jocurile voastre. Respectiv, cei care au pornit această joacă cu optimizarea școlilor, oameni care probabil n-au fost într-o școală să vadă cum funcționează școala, nu simt acest ecosistem, au mers la acest principiu de optimizare, care este unul dăunător și mai mult ca atât, acest principiu, nu știu ce o să spună domnul director, dar acest principiu de finanțare per elev al bugetelor școlare, poate în Chișinău e bine, dar la nivel de Republică, acest principiu este o catastrofă. Adică noi practic nu avem raioane în Republica Moldova care să nu aibă deficit destul de mare la capitolul finanțării școlilor. Anume din cauza acestei hotărâri de guvern, pe de o parte, și acestui principiu stipulat în codul educației. Și mai mult ca atât, autoritățile locale sunt impuse de lege că în caz că dacă, de exemplu, într-o școală sunt mai puțin de 91, într-un gimnaziu sunt mai puțin de 91 de copii, acest gimnaziu trebuie să schimbe statutul. Ori în școală primară o să fie optimizat. De aceea trebuie de schimbat. Dacă noi vrem să avem școli funcționale, dacă noi vrem să nu intrăm în așa situație când, de exemplu, închidem școala și după aceea nu putem redeschide înapoi, noi trebuie să schimbăm această paradigmă, acest model de finanțare a învățământului superior. Ce își fac în mai multe țări de lume? Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum funcționează această formulă. Sigur, ea se bazează pe idee cât mai mulți elevi ai, cu atât e mai bine. Da, exact. Situația Chișinăului probabil este una mai fericită comparativ cu școlile din Republică, ținând cont de faptul că primăria municipiului Chișinău își asumă și alte cheltuieli decât cele care sunt prevăzute în bugetul instituției, bani veniți din acea formulă per elev. În acest an, de exemplu, în fostul an de studii, de exemplu, primăria municipiului Chișinău și-a asumat plata pentru grupele prelungite. Vorbim despre circa 30 de milioane de lei, bani care anterior erau luați din bugetul instituției, acolo unde era posibil, unde exista buget. La fel, noi avem profiluri în Chișinău care iarăși sunt finanțate din bugetul municipal. În acest an, suma pentru lucrări de reparații și amenajare, comparativ cu 3 ani în urmă, practic s-a triplat, vorbim despre 170 de milioane de lei, alocați iarăși de municipalitate pentru reparații, bani care nu vin din formulă. Formula funcționează bine acolo unde numărul elevilor în instituție este mare și instituția este mare. Dacă vorbim despre instituții care au mai puțin de 1000 de elevi în instituție, atunci bugetul este la limită. Și cu cât și nu numărul, există un ajutor din partea primăriei? Și dacă nu există și acest ajutor din partea primăriei, cu siguranță instituția nu avem primării care să aibă bugete bogate. Nu se va dezvolta instituția cu materiale didactice și alte multe. Deci, în fond, o aplicare diferențiată a formulilor ar putea să fie... Trebuie de gândit asupra acestei formule, pentru că, dacă nu mă înșel, media, noi astăzi vorbim despre 1000 de elevi care ar fi rentabil, să spun așa, funcționarea conform acestei formule, dar noi, în genere, pe Republica Moldova, noi avem în mediu, dacă nu mă înșel, sunt în jur de până la 500 de copii, media pe Republica școlilor.
Sunt școli foarte mici. Da, așa că 1000 de elevi sunt puțin. 1000 de elevi, asta e foarte mult pentru Republica Moldova. Da. În Chișinău poate și normal. Da, avem și cu 2000. La Ciocana sunt 2000 și ceva, dacă nu mă înșel într-un liceu. Dar în Raioane avem școli mici. Ar fi foarte bine, într-un fel, ca să, această formulă să fie regândită și să regândită în genere concepția de funcționare economică a sistemului. Pentru că noi trebuie în fiecare localitate să asigurăm școala primară și grădiniță, noi trebuie să o asigurăm, indiferent câți copii sunt acolo. În situația reală, la momente, când noi am început acum anul de studii astăzi, eu cred că problemele se vor agrava din punct de vedere economico-financiar, pentru că a crescut prețurile. A crescut prețurile la gaz, la energie electrică, la consumabile în genere. Și dacă în Chișinău autoritățile ajută și ajută destul de semnificativ, atunci la nivel de localități, nu că autoritățile nu ar dori să ajute, dar nu au de unde. Ne-a rămas foarte puțin timp. Aș vrea să vă întreb, domnul Păluia, având în vedere că vă explicam partea a doua a emisiunii. Iată, ceea ce ne așteaptă la iarnă, primăria este pregătită ca... Vom trece la online, studii online, sau care e planul? Toți colegii dumneavoastră, inclusiv consilierii municipali, când am fost cu un raport în cadrul Consiliului, m-au întrebat ce se va întâmpla în perioada rece a anului. Este o situație care poate fi cumva decisă de către autoritățile centrale. Noi nu vom avea altceva a face decât să ne conformăm în cazul în care Ministerul Educației ori la nivel de guvern se va decide și vom avea un act normativ în acest sens. Cu siguranță noi suntem gata, având și biblioteca online care a fost inițiată de către Primăria Municipiului Chișinău, dar nu susținem acest lucru. Noi susținem prezența copiilor în sălile de clasă, fiindcă perioada în care am învățat la distanță ne-a demonstrat faptul că calitatea studiilor a fost una foarte și foarte joasă. Despre calitatea studiilor vom discuta în partea a doua a emisiunii, iar acum luăm o pauză de publicitate. Publicitate la Primul în Moldova. Am revenit după pauză, discutăm cu Andrei Păvăluie și Corneliu Popovici problemele sistemului educațional. În prima parte am vorbit despre școli, în a doua parte o să discutăm și despre universități, dar aș vrea la început să discutăm chestiunea calității în sistemul educațional, în școli, gimnazii, licee. Am văzut recent... vara se afișează rata de promovabilitate, am văzut că Chișinăul stă foarte bine, rata de promovabilitate crește, sunt școli care licee cu 100% promovabilitate. Cum apreciați această creștere an de an a ratei de promovabilitate în raport cu anul 2014-2015, atunci când s-a făcut reforma cu BAC-ul, știm ce s-a făcut în acel timp? Noi încercăm în fiecare an să îmbunătățim calitatea studiilor prin echipamente, prin materiale didactice, prin dotări ale instituțiilor de învățământ, ori doar reparând instituțiile nu vom face performanță. În acest sens vreau să menționez faptul că municipalitatea în anul trecut de studii, prima oară de fapt, a investit circa 10 milioane de lei pentru procurarea materialelor didactice în instituțiile de învățământ secundare. Tot e o problemă, da? Nu vorbim de manuale, vorbim despre materiale didactice la obiectele de studii. În aceeași ordine de idei, vreau să menționez faptul că chiar dacă am fost o perioadă online, iarăși instituțiile au fost dotate, zic eu, destul de bine pentru a asigura accesul la educație tuturor elevilor și accesul cadrelor didactice la tehnologii. Zic eu că și în următorul an care, iată, a venit astăzi, vom face același lucru, vom merge pe instruirea cadrelor didactice, pe dotarea instituțiilor de învățământ, astfel încât atunci când vine elevul în clasă să-i fie interesant să învețe.
nu să fie obligat să învețe, dar să fie interesant. Eu totuși revin la întrebarea mea cu privire la succesul acelei reforme a bacalaureatului. Dacă este în creștere această rată de promovabilitate, e din cauza că în 2014-2015 a fost întreprinsă această reformă sau sistemul s-a adaptat la acele condiții care i s-a impus și a fost cumva și poate și un moment de ajustare, să zic așa, folosind o formulă diplomatică. La noi totul se ajustează, la noi totul se... Pentru că n-aș crede că calitatea conformează anumitor cerințe, cu siguranță. Aici trebuie de făcut o analiză foarte serioasă referitor la faptul de ce așa s-a produs acest progres semnificativ. Dar totuși aș vrea să menționez că Moldova are o bogăție. O bogăție foarte mare și această bogăție sunt copiii noștri. Și chiar dacă sunt anumite probleme în ceea ce ține procesul didactic, probleme de sistemul educațional, noi avem copii talentați, noi avem copii care învață bine și avem profesori buni. Și spun lucrul ăsta inclusiv din considerentul că mulți tineri care pleacă la studii în străinătate, ei fac față. Ei fac față studiilor de acolo, din Europa Occidentală, din Statele Americii, etc. Ceea ce indică asupra faptului că avem școli bune. Poate nu putem generaliza lucrul respectiv, dar noi avem școli bune și avem condiții pentru o instruire. Eu aș fi mai rezervat referitor la succesele din perioada aceasta pandemică. Da, la nivel de Chișinău este o altă infrastructură, este o altă situație. Dar la nivel de țară, în multe localități, în perioada pandemiei, noi am suferit eșec, un mare eșec. Și iată aici noi să avem probleme în ceea ce ține de... Da, la ce vă referiți eșec? Accesul la studii, lipsa de internet, lipsa de energie electrică, lipsa de tehnică, IT și așa mai departe. Noi avem localități în care nu ajunge internetul. Noi avem școli care sunt conectate la rețea, dar prin această rețea poți doar să transmiți niște mesaje electronice și de cum să vizualizezi o lecție sau mai știu altceva. Chișinăul, eu cred că rolul Chișinăului, unor licee din Chișinău, unor școli din Chișinău, cred că ar fi o misiune a lor să popularizeze experiența și realizările lor la nivel național. Poate chiar ar fi bine cumva experiența în instruire, în metodologie acumulată în ultima perioadă, cumva să-i fie extinsă și la nivel național. Deja acum de făcut lucrul ăsta o să trece. Eu mai am o întrebare pentru domnul Pavloia. Astăzi este ultima întrebare. Aș vrea să vă întreb despre problema refugiaților ucraineni. În cazul dat la Chișinău, cum se produce integrarea lor la studii, procesul educațional? Este o problemă sau ea în fond a fost rezolvată? Noi, cei din municipiul Chișinău, probabil am fost printre primii care am integrat copiii ai refugiaților atât în instituțiile de educație timpurie, cât și în instituțiile secundare, în dată după vacanța de primăvară. Ulterior a fost emis și un regulament de către Ministerul Educației și Cercetării. Pe parcursul fostului an școlar au fost integrați peste 1100 de copii ai refugiaților. Mai mult ucraineană, limba ucraineană, limba rusă, da? Vorbim despre... Noi în Republica Moldova nu avem instituții cu predare în limba ucraineană curată. Avem, instituții, da, ucrainene, dar care limba ucraineană, de fapt, este o limbă în maternă, în instituție, în rest se predă în limba rusă. Vreau să menționez faptul că dacă în anul trecut de studii cele mai multe solicitări au fost cu statut de audient, ori elevul nu primea note, nu îi stădeau sarcini pentru acasă, atunci, pentru începutul noului an școlar, numărul de solicitări de înmatriculare este în creștere. În acest sens, sperăm că Ministerul Educației va simplifica modalitatea de înmatriculare a elevilor refugiați. Pentru că aici deja sunt probleme. Copilul vrea să fie înscris la școală și nu poate, pentru că sunt un șir de impedimente. Exact. Sunt un șir de acte care urmează să fie prezentate de către părintele sau tutorele acestui copil. Directorii sunt puși în situația de a nu accepta elevul la nivel național. Dar s-ar putea, de exemplu, pentru o hotărâre de guvern, printr-o derogare de la lege, de făcut un statut aparte pentru acești copilași care unii din străină, din Ucraina. Dar e în puterea noastră.
la nivel de putere centrală, sigur. Da. Să sperăm că autoritățile, înțeleg că asta depinde de inițiativa autorităților naționale, să întreprindă aceste acțiuni. Din păcate, domnul Păvăloi, trebuie să ne părăsiți. Eu vă mulțumesc pentru participare și cu domnul Popovici vom discuta în continuare, probabil, problemele sistemului universitar, care sunt și ele de interes. Eu aș vrea totuși să revenim la subiectul ăsta cu copilașii din Ucraina, pentru că la nivel de Chișinău siguranță s-a făcut, se reușește să fie făcut, dar la nivel național aici sunt probleme. Sunt probleme pentru că, de exemplu, eu cât n-am încercat să mă interesez să aflu câți copii de vârstă școlară din Ucraina se află în teritoriul Republicii Moldova. Eu n-am putut afla această cifră. Plus la aceasta, eu cred că noi nu mai trebuie să simplificăm cadrul normativ care să permită înscrierea copiilor din Ucraina să se înscrie în școlile din Republica Moldova. Dar asta e în puterea noastră de făcut. Voință de-ar fi. Eu cred că noi trebuie să investim și în pregătirea profesorilor. Pentru că acești copilași care au venit din Ucraina, noi trebuie să fim conștienți de faptul că ei se află într-o stare psihologică nu chiar tare simplă. Ei trebuie să, adică și de această stare trebuie să țină cont pedagogii noștri. Mai mult ca atât, eu am vorbit cu unii părinți care au, din Ucraina, care au copii și au venit în Republica Moldova și ei se tem, ei sunt îngrijorați să trimită copilașii la școală din teama de a nu fi marginalizați, de a nu fi limitați și chiar să tem să nu fie agresați de alți copilași. De ce? Eu cred că trebuie de făcut și trebuia de făcut deja vara, nu știu dacă s-a făcut, eu cel puțin n-am aflat această informație. Trebuia de instruit profesorii care în clasele unde vor fi copilași din Ucraina să aibă anumite deprinderi de evitarea unor situații de conflict, de monitorizare relațiilor dintre copii, de diferite etnii și multe alte chestii. Da, cu siguranță. Plus la asta trebuie să fie pus accentul și pregătirea lingvistică a copilașului. De acord. Cu siguranță că este o sarcină pentru autorități, domnul Popovici. Din păcate, nu au venit azi la emisiune oponenții, deci reprezentanții puterii nu întotdeauna vin, dar nu întotdeauna. Astăzi n-am avut noroc, dar totuși despre sistemul, problemele sistemului universitar, care știu că sunt importante pentru dumneavoastră, urmăriți cu atenție, nu putem să le evităm. Astăzi studenții au mers la ore. Totuși, nu prea este clar unde s-a oprit sau continuă această reformă a instituțiilor de învățământ superior. Amintesc că 5 universități trebuiau să fie lichidate în favoarea altor universități și 18 instituții de cercetare, la fel, trebuiau să fie integrate în cadrul universităților. A fost multă vâlvă, ați participat la emisiune cu reprezentantul puterii, după care, nu știu cum, s-a așternut o liniște și am impresia că s-au mers pe niște formule de-astea, să zic, tranzitorii, nu finale. Dumneavoastră, ce informații aveți? Nu, eu am spus și data trecută, am spus că atunci când un lucru este pornit negândit, și el așa și se va desfășura. Nu bine se va desfășura, cu mai multe impedimente, cu mai multă neclaritate. Așa cum s-a lansat această idee năstrușnică, de așa numită reformă, netransparent și fără consultație, așa și continuă în continuare. Pentru că pentru noi a fost o surpriză că vor fi închise universități și la moment, practic, opinia publică nu cunoaște care este soarta acestei așa numite reforme. Noi putem doar constata că la ziua de astăzi, în Republica Moldova, nu mai există Universitatea Agrară. Dar la Universitatea Agrară se fac ore acum? Ea nu există. Ea este acolo, în blocurile de la Petricani, au rămas o facultate a Universității Agrare, dar care este facultate din cadrul Universității Tehnice. Universitatea Agrară nu mai există. Și aceasta era un brand pentru Republica Moldova. Era un brand care putea să atragă inclusiv studenți străini. Pentru că Universitatea Agrară, pe parcursul celor 90 de ani de existență, era cunoscută în lume. Învățau mulți studenți străini. Și noi am fi putut câștiga. Dacă pe cineva îl deranja că la Universitatea Agrară sunt unele specialități
cu profil neagrar, atunci nimeni nu putea să interzică fondatorului să lipsească de finanțarea bugetară aceste specialități. Și dacă Universitatea Agrară poate să facă drept în domeniul agriculturii pe contul studenților, faceți! Și mai ales că asta este autonomia universitară, care articolul 35 din Constituția Republicii Moldova permite, într-un fel, universităților să gestioneze activitățile interne, externe, financiare, economice și așa mai departe. Și noi nu pierdeam acest brand. Noi am pierdut astăzi o altă, este data de 1 septembrie 2022. Noi am pierdut o universitate pedagogică. Nu din cele mai rele. Universitatea pedagogică? Universitatea pedagogică din Tiraspol, cu sediul Chișinău, care avea un număr foarte mare de studenți. Nici ea nu mai există. Ea nu mai există. Ea nu mai, ca persoană juridică, nu mai există. Da. Nu mai există și respectiv această universitate care era, să spunem așa, o fujerie pentru cadrele, pentru școlile din regiunea de Est a Republicii Moldova și nu numai, dar în special de regiunea de Est, această universitate a dispărut. Noi nu mai avem Academie de Administrare Publică. Academie deci ca personalitate juridică? Ca entitate juridică, da. Ea nu mai există. Nu mai există. Există audienții au fost repartizați pe la facultățile Universității de Stat din Moldova și Academie de Administrare Publică nu mai există. Care era, să spunem așa, o forjărie pentru cadrele din... Și cadrele pentru administrația publică? Din administrația publică. Cineva? E Universitatea de Stat deja? Acum, iată, aici e o problemă foarte mare, pentru că conform codului, conform articolului din cod, Academia de Administrare Publică avea un statut aparte, stipulat în lege, în articol. Nu, era pe lângă guvern, dar avea un statut aparte de pregătirea cadrului, de formare continuă, de efectuarea investigațiilor științifice și așa mai departe. Acum, acești audienți au devenit parte componentă facultății respective de științe politice și administrative de la Universitatea de Stat. Pentru mine, de exemplu, apare o întrebare. Acea comandă de stat pe care o acorda guvernul Academiei de Administrare Publică, acum va fi acordată Universității de Stat? Frișpa. Cred că nu. Da. Nu, pentru că, de exemplu, celelalte universități unde există facultatea de administrație publică, vă întrebi, dar de ce trebuie să fie această comandă de stat de formare, de recalificare a cadrelor? Un fel de privilegiere, favoritism. Da. Și de ce eu cred că o să fie pus în aplicare un proiect vechi de care prevede formarea continuă a funcționarilor publici și anume proiect care prevede că această comandă de stat să fie scoasă la un fel licitație. Da, adică, scoasă la mezat. Sigur, fiecare instituție va face oferta proprie. Și atunci pregătirea centralizată nu va exista. Pe de o parte, poate și e bine. Pe de altă parte, noi am distrus sistemul respectiv care s-a cristalizat pe parcursul 30 de ani. Și mulți studenți, mulți audienți veneau la Academie pentru că ei cunoșteau brandul ăsta. Ce înseamnă universitate? Noi am discutat și data trecută. Asta e un ecosistem. Un sistem cu mai multe elemente. Nu numai blocuri, nu numai profesori, nu numai audienți, dar și spiritul acela, și tradiții. Toți primarii, toți consilierii raionali vineau acolo. Ei vineau pentru că noi avem... Se cunoșteau, apropo, ce... Cunoșteau, vineau reprezentanții autorităților care vorbeau în fața lor. Da, sunt de acord. Era un mediu special. Un mediu specific, un mediu, o tradiție. Și s-a lucrat, eu vă spun că eu am activat la această academie, s-a lucrat foarte mult pentru a crea acest ecosistem. Acum acest ecosistem nu există. Acum specialitățile de la domeniul juridic în administrație publică e la facultatea de drept, cei de la administrație publică e la facultatea de politologie și așa mai departe. Sistemul, ecosistemul l-am pierdut. Și asta este o tragedie. Cât privește cadrele, încă o constatare pot să fac și după aceea răspund la întrebările noastre. Din câte cunosc eu, încă nu a fost anunțat oficial care e soarta profesorilor. Dar eu cunosc profesori, foști profesori de la Universitatea Agrară, care s-au angajat sau își caută de lucru în alte părți. Deci ei se pregătesc. Deci cumva este bine să nu ia prin surprindere aceste acțiuni ale guvernării. Dar spuneți-mă, rog, eu ca politolog am fost foarte... cumva interesat de acea grevă organizată de cadrele de didactice a Universității Agrare, dar au venit și cei de la Academie. A fost o acțiune care nu a avut continuitate, cumva a fost un gest simbolic fără valențe practice. E tipul nostru de a protesta și de a cere dreptate fără a cere cu adevărat dreptate? Sau... Eu am să spun probabil pentru prima dată la nivel public acest lucru.
inițiativa de acest meeting a fost o, să spun așa, o emanație a dorinței acestor profesori. Ei au fost, s-au considerat jigniți de această acțiune. Ei au fost, s-au considerat umiliți. Pentru că cum se întâmplă așa? Cu două zile până la concediu, îi se anunță că universitatea va fi lichidată. Iar soarta profesorilor se va vedea. Dacă ei vor exista conform hotărârii de guvern, dacă va exista posibilitate, oamenii vor fi angajați, dacă nu vor fi posibilitate, atunci vor fi disponibilizați în conformitate cu codul muncii. Acum suntem la 1 septembrie, noi încă nu cunoaștem care este tabloul. Care e soarta acestor oameni? Și au trecut deja o lună jumătate, ori într-o lună jumătate. Nu s-ar fi putut de făcut aceste calcule, cine rămâne, cine se duce, de făcut iarăși nou public aceste acțiuni și așa mai departe. Și respectiv ceea ce v-am promis că am să spun, de ce meeting-ul n-a luat foc mai departe, de ce nu s-a mers mai departe? Pentru că acești protestatari au fost trădați. Au fost trădați în special de factorii de decizii din instituțiile care au fost optimizate. Respectiv, la noi se vorbea despre faptul că vor avea de suferit în această așa numită reformă, vor avea de suferit doar rectorii, nu? Nu cred. Nu cred că ei vor fi cei care vor avea de suferit. Și sub aspect financiar și sub aspect de angajare în câmpul muncii. Vor avea de suferit. De altfel, rectorii nu au fost prezenți la acel meeting. Rectorii n-au fost, nici n-au luat poziție și pe mine știți ce mă miră încă foarte mult? Noi avem un consiliu rectorilor. Și pe mine mă interesează, chiar acest consiliu a rectorilor nu a găsit de cuvinte să se expună. Academia de Știință a Republicii Moldova s-a expus. Prezidium Academiei Române s-a expus. Președinții țărilor sau foști. Cinci președinți ai Republicii Moldova s-au expus în categoric împotrivă. Președintele Bulgariei s-a expus împotrivă. Deputați din Parlamentul Bulgariei și deputați din Parlamentul European din partea Bulgariei s-au expus împotrivă. Rectorii noștri au tăcut. Și atunci apare întrebarea. Această societate sau asociația rectorilor, care e scopul ei? Cu ce se ocupă ei? De aceea, stimați profesori, cei care acum se află în proces de căutare de loc de lucru, eu cred că multe întrebări noastre trebuie să adresați celor pe care i-ați ales pe timpuri în funcție de rector și la Universitatea Pedagogică din Tiraspol și la Academia de Administrare Publică, etc. Dar, apropo, nu au fost închise 5. Erau planificate 5. Au fost închise... Educația fizică? 3. Da. Universitatea de Educație Fizică are un statut la moment destul de tot neclar, pentru că în hotărârea de guvern s-a specificat că timp de jumătate de an rectorii de la Universitatea de Educație Fizică și cel de la Universitatea de Academie de Poliție să identifice soluții de optimizare, de comasare. Și apare o altă întrebare. Sportul cu poliția, este interesant. Cui a venit în cap această idee? Pentru că, pe de o parte, bine, sportul și poliția poate că au tangențe. Pot convenți. Dar la universitate... avem stadionul Dinamo. Da. Dar la Universitatea de Educație Fizică, noi avem foarte multe specialități pedagogice. Noi pregătim profesori pentru școli. Acești profesori vor fi pregătiți la Academia de Poliție. Noi avem kinetoterapie la Universitatea de Educație Fizică. Acea specialitate care are tangență cu medicina, cu sportul, cu modul sănătos de viață. Cum se va combina această combinație respectiv cu poliția? Respectiv, iarăși, de nu cuiva venit în cap de a face un fel de struțo cămilă. Și respectiv Universitatea din Taraclia. Universitatea din Taraclia, care în realitate are un număr... Aici a fost o susținere puternică. Are un număr mic de studenți, dar apare întrebarea. Oare universitățile din Republica Moldova pot să existe doar dacă sunt apărate de președinții altor state străine? Altor, pentru că președinții noștri n-au putut să obțină. Da, președinții noștri, cei 5 președinți s-au adresat și n-au fost auziți. Cum n-au fost auziți cei peste 70 de academicieni, cum n-au fost auziți cei din Prezidiul Academiei Române, cum n-au fost auziți cei din directorul Institutului de Cercetare din Republica Moldova, care toți au semnat acest document.
Asta este. Universitățile noastre, cu părere, au rămas orfane. Deci intervenția președintelui Bulgariei a salvat aceasta. Acum vă spun, au rămas universitățile care au fost închise, au rămas orfane și de tată și de mamă. De tată am în vedere de rectorul care practic noi nu i-am văzut și nu i-am auzit să iei careva poziție și acum au dispărut undeva în umbră. Acești rectori au universitățile care au dispărut. Și de mamă în sensul că forțele de politici din afară care nu au putut opri acest proces. Referitor la Universitatea din Taraclia, vreau să menționez că principalul moment, da, cu siguranță asta e intervenția președintelui Bulgariei, dar mai este încă o chestie. Este un acord. Această universitate a fost creată ca urmare a unui acord interstatal dintre Republica Moldova și Bulgaria. Și unul din articole, dacă nu mă înșel, articolul 8 în acest acord, stipulează că statutul instituției respective poate fi schimbat doar cu acordul părților. Și cu siguranță Bulgaria nu va accepta această modificare. Am înțeles. Dar este o discriminare, în mare măsură, față de ceilalți universități în Moldova. Au rămas secunde numărate până la finalul emisiunii. Vreau să vă întreb așa un verdict scurt cu privire la cercetarea. Gata, ea a trecut definitiv sub universități și în cadrul universităților și Academia de Știință, practic... Academia de Știință este fantomă. Adică Academia de Știință la noi, la etapa actuală, este un club de discuție, oameni, da, care se adună și discută. Ei nu au institute, nu au laboratoare, nu au nimic, nu au careva instituții de cercetare. De exemplu, în România, Academia are institute, are laboratoare, este un model clasic de funcționare, da, ca și în Rusia, ca și în Franța, ca și în alte țări, ca și în Ucraina. Institutele de cercetare care au fost pe timpuri la Academia de Știință și au fost în anul 2018 scoasă la Ministerul Educației, atunci a fost o fază intermediară. Pe scurt, domn Popoviciu. Și acum la universitățile de stat, ele vor funcționa până la sfârșitul anului 2023. După 2023, eu aproape sunt sigur că marea parte din ele vor dispărea deoarece nu va mai fi finanțare. Eu vă mulțumesc, domn Popovici, pentru participarea la această emisiune. Vom urmări cu atenție aceste reforme în sistemul educațional care stârnesc valuri, stârnesc controverse. Să sperăm că cursul adoptat de actuala guvernare să fie unul corect, deși pentru moment observăm foarte multe lacune care ne face să fim foarte îngrijorați cu privire la mersul acestor reforme. Iar eu i-am rămas bun și vă doresc o seară plăcută alături de cei dragi.